Așa că vreau să vă întreb pentru femeile mai tinere care ne citesc și ne urmăresc, dacă mamografia, pardon, dacă ecografia doare. Ecografia mamară este complet nedureroasă și complet neinvazivă. De aceea este foarte mult acceptată de paciente. Unele chiar vor să facă doar ecografie, deși poate au 50-60 de ani, ceea ce nu recomand. Dar este, se poate repeta de oricâte ori vrei, este, așa cum am spus, total nedureroasă. Avem rezultatele pe loc și la ecografie și la mamografie și este... Fiecare metodă, practic, are avantaje foarte multe. Și completează o imagine. Completează o imagine. Cele două metode nu sunt metode care se... Nu că nu se resping una pe alta, dar ele se completează una pe alta. Fiecare vede foarte bine anumite tipuri de leziuni și ele împreună fac un ansamblu foarte bun. Deci un control amănunțit pentru o femeie de peste 40 de ani, încă o dată, include mamografia și ecografia, nu doar una sau cealaltă. Da, mamografia în primul rând și uneori este suficientă mamografia în cazul sânilor adipoși, de exemplu, care nu au modificări, nu trebuie să facă și ecografie ulterior, complementar. Dar de cele mai multe ori la vârsta aceasta sânii sunt densi sau moderat densi și atunci în aceste cazuri este bine de completat și cu ecografia mamară. Am simțit nevoia să fac acest interviu cu doamna doctor pentru că foarte frecvent primesc întrebări legate de acest subiect și mi se pare normal să primesc întrebări câtă vreme site-ul meu se cheamă Super 40 și de la 40 de ani acest lucru devine o preocupare pentru femei și având în vedere că sunt o groază de necunoscute și tot felul de opinii pro și contra, am preferat să luăm părerea unui specialist în domeniu, nu numai părerea mea subiectivă a unui om care face mamografii și nu le consideră nici invazive, ba din contră, consider că e un lucru, este singurul lucru care cumva poate să mă ajute să stau liniștită că nu am nimic îngrijorător. Sper că am răspuns întrebărilor doamnelor și le-am lămurit cu ce investigații trebuie să facă în funcție de vârsta care o au și atunci când veți dori să aveți un diagnostic, o examinare de încredere în ceea ce privește sânii și afecțiunile ginecologice, să veniți la Donna Medical Center, un centru dedicat. Mai ales că e o atmosferă tare plăcută aici, e tot înflorat și roz și chiar dacă investigația în sine e una care creează emoții, aici te simți bine și pe mâini bune.